Aici. Bună ziua! Pace. Astăzi vrem să facem cartofi fierți în coajă și cu pește din ăla acru. Cu pește acru hering. Din găletuța asta. Facem așa o salată faină Da. cu hering și o să facem Mami, ceva ia foarte pâine. bun. Ok. Și am pus acolo ketchup. Ok. Și am pus cartofii gata, fiert. Și acum îi strecurăm și îi decojim. Nu știu de ce la trara, dar nu. În fine. Ah, ok. Mai lasă și Am ea înțeles. Uitați ce cartofiori frumoși. Să știți că soiul ăsta de cartofi foarte dulce, foarte gustos, Da. foarte bun. Soiul ăsta așa. Așa ceva mai rar. Și oare ce fel de soi este asta? Eu știu să spun că la țară se spunea crumpi de aia roză. Roză. Da. Okay. Acum eu știu cum au zis țăranii noștri. Aici mai am auzit cartofi cornulețe, cu așa ceva. Că îs așa, știi? Da. Nu știu exact. Și nici nu vreau să spun că nu știu. Eu știu să spun cum se spunea la noi. Vai, da, fainis. Atâta de buni. M-am dus la Lidl și mai m-am luat. Îs viniți din Timișoara. Nu-s din alte părți. Înseamnă că de-aia mi-e plac mie, că e de pe părțile mele. Stai că vă arăt. După părțile ei. După părțile mele, din Da, Timișoara. să vedem. Ce scrie acolo? Vine aici! Vine aici! De ce scrie România? Ferma Peciu Nou, județul Timiș, produs cartofi roșii, calitatea întâia, original România. Nu fi Și-s așa. atent, mă. Și să știți că sunt foarte, foarte, foarte bun. Foarte Eu bun. n-am știut asta. Eu am crezut că cine știe de unde el s-a dus din alte Tu țări. ai crezut că eu vorbesc în plus, dar eu spun că îs minunat. Și prima când am fost, am luat un săculeț, am zis, ce? M-am adus când le-am văzut aminte de cum scoteam noi din grădină și era așa lunguieț și fain. Vedeți, așa. Dar am zis, și arată că s roz. Și am zis că o coincidență, așa ceva n-am mai văzut eu. Și chiar noi. Chiar Chiar nu e adevărat. coincidență, Dar e acum chiar trebuie adevărat. ceva care să țină aici pe de la mână. Ah, ăla. Foarte, foarte bun. Nu. Țin minte că ziceam la bunica mea când veneam de la școală că mi-e foame. Că eu la școală nu mâncam, dar este o muscă la mine aici, pe Știu, mână. aia de ieri mă Și bâzâi. nu în fiecare zi era asta ce spun eu acum. O dată, poate la 3 luni. Și spunea mi-e foame. Și zice, nu-i gata mâncarea. Acolo e la bunicul tău. O să mergem acolo, da, o să mergem acolo. Și bunica mea fierbea într-un cazan așa mare
fierbea la porci. Atată, copii, atată. Da. Da. Cartofi. Așa, micuți. Uh-huh. Și zice, dacă vrei, uite, ți-au de aici din căzan cartofi și îți fac imediat. Și eu ziceam, bine, dar mie îmi plăcea. Și îmi scotea de acolo 2-3 cartofi de aia, punea un pic de sare, un pic de ulei. Sau spărgea un ou peste ele. Și imediat mânca. Fiatem. Musca. Vreau să. Era muscai. Da, știu că și pe mine m-a pus. Dar mâna asta, de ce? Ce s-a întâmplat? Sunt ea ceva acolo. Doamne, apă. O, pe ce să faci? Mai să... Bagă și ea în seamă, nu? Muscaia, că nu-i băgată în seamă. Țin minte că unchiul meu, când spunea la copii să tacă, și zicea, musca! Uh-huh. Ai văzut? Da, spunea musca. Dar de ce zicea musca? Să nu s-audă numai musca. Uh-huh. No, să luați și voi cartofi din ăștia. Da, foarte, foarte bun. Foarte gustoși. Că chiar sunt fain. Am făcut prăjiți ieri. Câteva bucăți. Da, tăți s-au oferit să nu mânce, că-i prăjit. Și Angi și Daci. Am mâncat Natalia, nici nu știu. Eu am mâncat câteva bucățele acolo, da? Câteva fire. Și nu te-ai îmbătat? Nu, nu că n-am mâncat. Am mâncat numai puțin. Eu dacă mâncam, mă îmbătam. Ah, păi tu. Păi mi-e zis, n-ai fain. Ia arată la lume ce cartofi ai găsit. Inimioară. Inimioară. Vezi? M-au trimis acolo bănățănii mei un cartof inimioară. O știu te că mie pare rău după părțile mele. Uitați. Uh-huh. Inimioară. A venit musca la mine, tu știi? Ce-o zis? Hai că asta nu mă bagă în seamă, mă duc la aia la altă. Și facem așa niște cartofi cu pește. Cu măsline. Da. Dacă vrei, pun și 2-3 ouă. Ouă fierte. Vrei? Da, se poate și așa. Vrei? Păi atunci ar trebui să le pun, să fiartă. Mm-hmm. Ok. Țineți minte că am cumpărat să le pun la murat. Uitați aici. Și o doamnă a spus, aștia văd că
mai au de aștia. Asta deja s-a roșit. Zice, lasă, le pune acolo, acopere cu ceva și da. Asta deja e bună de mâncat. Mai las acolo să coace. O las. Și că așa avem roșie de mâncat. Da. Nu mai de pus în borcan. Să facem gogonele. Am luat și un dovlecel din ăla, un dovleac din ăla. Adică doi am luat, nu? Da. Unul micuț. Uitați că vă arăt, uitați aici. Unul micuț. Dar o să mai luăm. Chiar mai vreau să mai iau. Și unul așa, un dovleac din ăsta fain. Arată fain. Așa de design, numai bine mere, nu? Da. Și avem gutui. Și o pară în mijloc. două, aici. Două pere în mijloc și... Două pere. Da. Și ne pregătim de toamnă. Că deja toamna bate la ușă. Nu? Așa e. Pui și niște roșii, sau? Unde să pun roșii? Aici, în salată? Nu știu, băie. Tare aș vrea să știu ce soi cartofii ăștia. Dar nu scrie pe eticheta aia pe ce soi. Văd că nu scrie. Chiar nu scris? Mm-mm. Noi am citit și numai ce ne-a interesat pe noi. Dar trebuie să mă uit să văd, poate că chiar scrie. Nu, nu ce soi e asta și fain. Și ciupercile le-am luat de la o femeie care m-a fost milă de ea și de-aia am luat. Am mai luat eu de la ea și acum au zis, hai, Doamne, ia de la mine, că m-a murit soțul și nu am bani. Și m-a zis, dă-mi cât vrei pe ele. Și atunci i-am dat 10 lei și le-am luat. Trebuia să nu le iau, să le las acolo să le vândă mai departe. Dar totuși le-am luat și le-am dat 10 lei. Dar n-am avut bani la mine, că noi ne-am dus cu Natalia la grădiniță. Am fost noi pregătiți să facem piață, că tot am cumpărat și tot am pus în congelator, în frigider și n-am avut de gând astăzi să fac ciuperci. De cu seara m-a spus Dacian că vrea să-i fac salată de cartofi, că de când are peștele ăsta acolo și nu l-a mâncat în frigider. Și o să să-l pun aici în cartofii ăștia. Și atunci numai la ciuperci și m-am gândit. Ia cremuș. Vrea cremuș. Okay. Serios, cu ketchup? Cu ketchup, vrei? Cu ketchup? Vrei cremuș cu nu ketchup? Nu maioneză. Nu cu maioneză. Nu. Nu vrea maioneză. Nu mai, gata. Uite, cu minte acolo. Da. Vă-s la doctor. Vedeți, doamnă doctor, că fata-i cu minte. Uh-huh. Da, da. Foarte cu minte, fetița. Da, o consultat-o. Ce să facem? Asta e. Nici acolo nu-i cu minte la medic. Se ca. O vrut să uite la ea, nu l-a lăsat. Nici într-un caz la ea. O spus că... să se întingă pe pasul. Nici acolo. Ce să pună doctorul mâna pe burta ei? Doamne, fel. Da, da. Și atunci au trebuit să-l analize. Ce să facă cu ea? Doar ceva să știe de ea. Da. Și te-ai zis, doctorul, să știi că m-a fost dor de tine și a uitat pe el. Da, ei doi se înțeleg foarte bine.
De când era Natalia mică, nou născută. De atunci se înțeleg foarte bine. Da, da, da. Și nevasta lui, noi n-am știut că e nevasta lui. Și când o vedea, a alergat după ea să se joace cu ea. Și noi n-am știut că e nevasta lui domnul doctor. Ce face după Natalia? N-am cuvinte. Da, da. Toată lumea iubește pe Natalia și în piață femeile și ea nu. Dar când o să fie mare, o să-i spun eu ei. Să la deci... cine au vrut să-i deie cu pruna în cap? Nu mai știu. La doamna din Curtici. Da? Da. Săraca ea s-a pus cap acolo în cărucior, Natalia, și avea o prună în mână. De la femeie cu prună în cap. Era mică atunci. Da, era în cărucior. Da. De mică era așa, să nu vorbească cu nimeni, sărbatica. Am înțeles că copiii care îs răi de mici sunt buni când îs mari. Să vedem. Dacă nu au avut 2 ani, a vrut doctorul să o vadă. Și ea când se trezește de dimineață, nu e cum trebuie. Și doctorul a venit și daci la ușă, zice, veniți că ea-i trează, zice... Că îi informă, o, când au zis, n-o, bine, gata, am văzut-o, am plecat. O și plecat, o intrat, dar o s-o și întors și o și plecat. Da, da. Eu fost frică de Natalia. E un medic minunat și priceput, foarte fain. Foarte fain, domn medic. Da. De multe ori. Dar e chiar priceput. Deci da. El e și de oameni și de copii. Și pediatric, pediatrie. Și de adulți. Dar e foarte fain. Toată lumea mea auzit că e bun. Și îi pasă de copil, interesează. Cu toate că nu o lăsa să o caute nici în gât, nici la burtică, nu stai, că te trimite la analiză. Ce era să fac? Mm. Și la analize o să fie cu cântec, că nu știu cum o să iei sânge. Vedem noi. Am pus și niște ouă la fiert. Și acum să vedem dacă îți fierte. Eu știu că 5 minute dacă le fierb, dar acum n-am ținut cont, nu m-am uitat la ceas, nu nimic. Și exact cum e ouă ăsta, așa îmi place mie să servesc. Dar exact așa. Așa moale. Deci nu e nici moale, dar nici, uitați așa, și le stâng. Păi poți să le stângi, că arată foarte bine. Da. Acum pe palmăță. Ce bine arată. Mare. Deci așa trebuie. Nu uite. Uite, apasă acolo. Nu uite. Ok. Iau chinte. Ok, când mergem la Kaufland? No, bine, ok. Uitați ce fain e. Mânci tu? Bravo! Nu vreau nicio, o să punem și măsline. Verzi. O să punem. Mama, îți dă nea tămâioș, fain.
Acum e sezonul strugurilor. Acum. Mamă, dar bune sunt. Ala. Super, chiar. Cred că nu-l pun. De ce? Că eu îmi pun separat, că nu-mi place cu peștele lui Daci. Ah, ok. Și eu îmi fac separat. De el. Să știți că a fost ziua lui Ingo. Alaltă ieri și păcat că n-o filmat, nu știu dacă o filmat, nu cred. S-au chefuit oamenii până dimineață la 5, la cât o spus? Până la 5. Cu prietenii lui, cu... Nu să de sănătate. Dumnezeu știe că cum mă rog pentru copiii mei și pentru nepoții mei, așa mă rog și pentru ginerii mei și pentru nora mea, împreună mă rog pentru fiecare în parte, fiindcă dacă la copiii mei e bine cu soția lor sau cu soților, înseamnă că sunt fericiți și copiii mei. Și așa că eu mă rog și pentru ei și pentru tăți. Mă pui peștele? Nu-mi place. Nu, dacă... Nu-mi place. Nu-i place, nu. Mie nu-mi place. Ție nu-ți place, dar lui îi place. Știi ce fac? Îl pun în străcurătoare să curgă toată apa. Da, da. Să purgă toată acrimea aia. Și după aia punem peștele aici. Mamă, ce mult îi! Păi da, e mult. Păi acolo, în murătura aia, au stat. Normal. Până a ieșit soarele. Până acum a fost așa între înnorat, soare. Mama, chiar cum a ieșit o leacă. Iacă așa că nu-mi place, apoi, dar da. Totuși să face. Da. Un pic de ulei. Un pic mai mult. Și ulea pe măsline. Mamă, și aici câte... Dar las că le tai în două. Da. Săraca Carmen, când am fost la ea, doamna care a mers la ea în Timișoara, a cumpărat măsline la Natalia, la masă, că a știut că-i trebuie măsline. Și a luat de două feluri, și negre și verzi. Da. Ne iubește foarte mult Carmen, dar și noi pe ea. S-a atașat de noi, așa de mult. Dumnezeu să-i dea sănătate și ei și la băiatul ei. Eu mă bucur de băiatul ei pentru realizările lui. Dumnezeu să fie cu el. Că și-a ales partea cea bună în viață. Adică mă refer că nu și-a ales vagabondajul. Și-a ales să fie om între oameni, între societate. Așa, am pus ulei, am pus ăștia, nu mai trebuie nimic, așa-i? Mai pun și cartofi? Cartofi? Vorbesc prostii. Păi ouăle. Ouă mai pun? Păi da, mai pun și ouă. Dar merge cu ouă? Da, merge. Cred că nu. Merge.
Merge și ouă. Deci puteți să faceți uite așa o salată faină. Când Acean era mic, făceam eu salata asta. Îi plăcea mult la soțul meu. Și, dar nu pește din ăsta, cum era atunci, foarte bun. Acum nu-i mai bun. Acum nu-i mai bun? Nu. Uite, e foarte fiert, foarte... Nu-mi place. Apoi nu, acum nu-i mai ce a fost. Un sare. Câte sare. Nu știu ce pește era ăla. Era... Cum era crapul sau carasul, era așa lung și avea solzi mari și el era sărat. Atunci eu îl curățam, îl tăiam așa ferioare, mai grosuțe, și tăiam o ceapă sau două, puneam oțet și ulei și lăsam de seara până dimineață acolo. Și atunci îl puneam în cartofii ăștia ferți în coajă. Și la Dacian îi plăcea să mânce peștele de acolo, direct de la de oțetul ăla cu ce făceam eu de cu sara. Și nu era mare, era de vreo 4 ani, cam așa, 4-5 ani. Îi se albeau buzele de la oțet. Dar el tot mânca. Tot mânca, da, da. Pește. Acru. Minunat. E bun, nu? Da. Bună. Deci totul că a ieșit o bunătate. Și încercăm și voi acasă, că nu e mare lucru. Acum vin și ouțele. Stai să mă... să mă șterg. Și trebuie decojite. Da. Uite, acum le decojim. Da. Da. Am înțeles. Asta le-am mâncat strucuri și... Să uite la televizor. Uite la... la telefon. Televizor. Astăzi nu știu ce cu mine. M-a deranjat Natalia că m-am năcăjit când am văzut-o că o vărsat pe mașină. Că spunea că o doare burta. Nu mă încet, nu mă încet, Natalia. Le lăsăm așa? Da, le lăsăm așa. Că arată bine. Era peștișorii ăia micuți. Acum nici nu mai văd din aia. Și erau puși așa în ceapă și le vindea la kilogram. Peștii ăia micuți, micuți așa. Ah, știu, știu. Știu aia mici. Doamne, este... ce le plăcea și aia. Este și acum numai că-s congelați, știi? Nu. Se faci tu acasă. Da. Nu mai are gustul ăla până în lumea, cum era făcut de ei. Nici nu mai mă gândesc să le iau. Știu că mâncam pește aia mici-mici și mami îi prăjea. Mamă, ce buni erau! Îi mâncai așa, îi mâncai. Aia ceva pești din aia. Dar eu spun aia care erau... care era un oțet. Mm. Era un oțet și cu ceapă, așa. Da. Dar parcă am văzut la Lidl, am văzut. Este. La kilogram? Nu, nu la kilogram. Nu se mai găsește. Nu-i mai ciocuri. Natalia, stai cu minte.
Deci e diferență între bărbați.